fratele, parte 1. Bun! Bun, fetelor, vreau să vă dau o veste. O să rămâneți sechestrate în această casă. Ce ai spus? De ce, băbică? Pentru că așa am eu chef, da? Dacă așa am eu... Pentru că ești rea! Exact! Hai, pa! Eu Bita. N-am chef de voi! E o rea! Deci nu puteți să cred că ne-am lăsat sechestrate în această casă minunată și mare! Hai, mă, zici tu ceva, că nu ești mută! Doamne, da, deci nu pot să cred așa ceva. Cum să ne lase în casa asta? Sechestrate, în fine. Măcar avem ce ne trebuie. Trebuie să spargem cumva ușa casă, că nu putem rămâne blocate. Adevărat, dar cu ce? Că nu putem. Așa, deci n-avem cum să spargem ușa pentru că această ușă este, nu știu cum, foarte, foarte rezistentă. Dar măcar avem televizorul, camerele. Avem de mâncare, avem un măr și o banană. Ba nu, avem și frigider ceva, dar sunt puține chestii aici, se termină imediat. Ce să fac eu cu o felie de pizza și două înghețată? Eu știu ce să faci, stai în frigider. Și mănânci. Exact. Hai, ce faci aici, măi, soră? Trebuie să-mi găsesc ghiozdan. Of. Da, deci nu vine să cred că ne-a lăsat aici închise. Efectiv, trebuie să facem cumva, nu știu cum să facem. Caut pe internet, eu știu. Am găsit un porc. Eu să caut telefon. Uite ce avem aici. Tabletă. Oh my god, uitați-vă ce am găsit. Am găsit contul mamei. Uitați-vă aici. Toți banii de pe card au rămas la noi. Cred că și-a uitat. Haide să cumpărăm ceva. Oh my god, hai să ne transferăm în telefoane jumate, cred. Haide, scoateți-vă telefoanele. Gata. Ok, ok, hai să vedem. Hai să ne transferăm bani. Eu i-am transferat. Și eu. Stai, trebuie să așa. Gata, i-am transferat, și avem bani. Avem bani. Yay, măcar avem bani dacă nu libertate. Exact. Haideți să ne uităm pe telefon. Să vedem ce. Eu zic să ne cumpărăm ceva. Da, bună idee, că hai noi să le vedem. O piscină cu bile. Ce? În fine, hai să dăm drumul la tele. Ce pare o idee proastă, Lili? Oh. Fetelor, am aflat că evadat un hoț din închisoare. Aoleu. Oh my god. Și cum se face? Ce noi din noi? Și că va jefui toate casele în seara aceasta. Bă, eu zic să... Eu am o idee, da? Luați banii din casă, ascundeți! Păi pe noi să ne ascundem! Da, dar ascundeți și banii, că trebuie... Și telefoanele! Păi normal, am telefon... Am fost securitate. Unde să mergem? Haideți jos, poate nu ne găsiște aici. Mă o să fac un duș. Am pus ceva... Ce asta? Veniți jos, veniți jos, veniți jos! Hai mai repede! Am pus două chestii de securitate. Vino jos, uite ce am găsit! Oh my god! Duceți-vă jos! Aici suntem în siguranță! Nu vreau să cred, aici era seiful tot timpul ăsta. Unde e Lorena? Ziu? Oh my god, unde este? Lorena, nu puteți să sună la 112, că poate vine hoțul, stai aici! Unde ar putea dispărea? Hai să vedem sus! Nu, avem voie să mergem sus, o să vină hoțul și dacă ne găsești și pe noi... Am luat o razna, ce-ai? Nu putem. Dar cum a putut dispărea? Nu știu, crezi că știu, că dacă aș fi știut ce aș fi spus, n-aș fi ținut doar pentru mine chestia asta. Ce se aude? Ce se aude? Oh my god, da, s-a scot arma. Nu scoate arma, bagul în loc, cine știe, poate are o armă mai bună, las-o acolo. Dar măcar avem o armă. Și eu ce să fac? Mai tac cu ea în pereți, că ne trebuie pereții. Ce ne stă pereții? Doamne, încă se aude. E foarte... Că tocmai acum sparge ușa casei. Cred că a intrat, au pași. Doamne, a intrat, gata, a intrat, numai. Gata, nu știu ce se ne întâmplă. Gata, suntem terminate. O, Doamne. Gata, măcar ne putem apăra așa cât de cât.
Ce să zic? Oh, Doamne! Măcar te rog frumos să apreciez că măcar avem aici o securitate cât de cât. Nu am zis asta pentru că am auzit că e foarte aproape. N-am zis de securitate ta maximă, să zic așa. Nu contează, să ne ajute cu ceva, că nu poate veni la noi. Și ceva, hai să sunăm la unul, noi nu mai are rost, deci nu mai putem. Nu suna, pentru că a răpit poliția. Nu, gata, hai să sunăm, deci nu mai are rost, o să vină, e aproape, foarte aproape. Alo, aș vrea să veniți la munte, vă rog, pentru că mă hot să mai ce-ar veni să jifuiască. Și noi suntem, cum să zicem, singure acasă. Am vrea să veniți, vă rog. Oh, bine, ajungeți mai repede, că nu mai avem timp. Haide, am auzit că o să vină. Trebuie să ne punem aici, să ne ascundem. Nu știu, poate ne camuflăm cumva. Cum să ne camuflăm, că suntem colorate amândouă? Eu știu, că nu știu. O să mă urc aici. Cine știe? Mă bag aici, gata. Tot ce trebuie să facem este să așteptăm poliția. Mă sună cineva. E poliția. Alo, bună ziua. Cum adică nu mai puteți veni? Domnule, cum adică? Nu mai poate veni. Eu chiar te-am zis că o să se întâmple ceva, care ne poartă nouă noroc. Și va scoate arma, nu mă interesează că ajung la pușcărie. Hai să așteptăm, n-avem decât, da, o să mă bag, da, în spatele tău. Gloanțe adevărate, sunt doar gloanțe ca să adormă. S-aude ceva. Nu! Doamne, iată, mami. Doamne, gata, o, Doamne, scoate și tu o armă. N-am armă, eu ce să fac? Mâinile sus. Ia o armă, uite, nu! Mâinile sus, am zis. Am multe arme, da? Mâinile sus. Stai puțin. Mâine sus, dați-vă din fața safe-ului. Deschideți safe-ul și lăsați-mă să iau tot ce e acolo. Ce, domnule, dar n-aveți prioritate. Nu mă interesează că am prioritate sau nu. Am zis să deschideți safe-ul. Incredibil așa ceva. Bine, luați tot ce e în safe. Nu mai lăsați-ne în pace, că dacă nu, sunăm la poliție. Touch din Google. Oh, Doamne. Ia bani și lasă-l în pace! A murit! O să lăsăm aici! Ba nu, și ce o să facem? O să-l ducem undeva, să nu mai fie nevoie să... Să nu mai fie nevoie să... Nu știu. Poate se... Practic. Poate se trezește și fură banii. Oh, nu mai pot să vin, nu mai pot să urc sus, ajutor! Ok, ei bine, nu o să te mai las acolo, o să te duc într-un loc ferit, unde clar nu o să se mai întâmple așa ceva și poliția nu s-a aflat de tine nici măcar o dată, da? Ok, aici o să stai și o să cazi pe jos. Mult noroc! Ok, acum o să fie mort. Da. Doamne, a fost cât pe ce... Dar arma la mine. Și ce o să zică poliția? Ei bine, asta e. În fine, sper să ne descurcăm în următorii ani, să zic, până facem 18 ani, ca să ne mutăm, să mergem să ne luăm un job. Da, ai dreptate. Dacă vreți și următoarele episoade, nu uitați să vă abonați și să dați like. Pa, pa! Bye.